Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să citesc 4 versete din Evanghelie după Luca, capitolul 21, de la versetul 1 la versetul 4. Pagina în Biblie, 1017. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că niște bogați care își aruncau darul în bisterie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo 2 bănuți. Și a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Căci toți aceștia au aruncat la darul din prisosul lor. Dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Amin. Vă rugăm, reocupați locul. Mi-a fost propus de aseară și cred că am făcut chiar o aluzie către frați, că voi vorbi despre darul Duhului Sfânt și mai ales despre darul vorbirii în alte limbi. Venind în drum spre casa de rugăciune, am primit o altă călăuzire și anume mi-am propus să vorbesc din Luca, capitolul 21, versetele pe care le-am citit. Pentru că e adevărat, noi mergem spre cele desăvârșite. Vorbim despre daruri, despre roade, despre lucrările Domnului, despre slujbe din casa de rugăciune. În seara aceasta voi avea probabil o predică mai mult firească. Pentru că 1 Corinteni 15 cu 4, 6 spune că întâi tu vine cei duhovnicesc. Întâi vine cei firesc și cei duhovnicesc vine după aceea. Asta e unul din argumente că atunci când așezăm temelia unei biserici și când începem viața de pocăință, trebuie să luăm așa ordinea care a pus-o Domnul. În al doilea rând, în Psalmul 1 spune că tot ce începe duce la bun sfârșit. Eu am început aseară o serie de învățături și am prezentat pentru cei care n-au fost aseară, că sunt mai mulți în seara asta, am vorbit despre un model pe care îl arată Scriptura și care vine să ne învețe o lecție importantă. Am vorbit despre văduva, aceea din Luca 18, care ne-a învățat o lecție foarte importantă de pocăință. Și anume că noi trebuie să ne rugăm neformat și să nu ne lăsăm. Și la predica seară, de aseară, eu spun acum încă Doamne ajută. Amin? Amin. În seara asta mi-am propus și am ales o altă văduvă care ne învață o altă lecție. Văduva aceasta din Luca 21, care ne învață lecția dărniciei sau predarea totală în slujba Domnului. Și văduva aceasta ne învață o lecție pe care mulți din noi nu o știm, nu o cunoaștem. Când m-am uitat în textul acesta, am văzut un lucru. Că toți care vin la adunare, toți care merg la închinare, trebuie să aducă ceva. Toți. Noi avem așa o împărțire în adunare, ăștia săraci, ăștia bogați. Și bogați să dea și săraci să primească. Și primesc de ani de zile. E bine, dar vine Scriptura și ne spune altceva. Că văduva asta era foarte săracă. Avea doar 2 bănuți. Dar când a venit la locul de închinare, a contribuit și ea cu ceva la casa Domnului. De fapt, ce este casa Domnului? Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură la denumirea aceasta de casa Domnului, vedem că Biblia o prezintă într-un mod succesiv, ascendent. Pentru prima dată întâlnim denumirea de casa Domnului, și prin aceasta se înțelegea un pietroi mare înfipt în câmpia din Luz. Când Iacov pleca de la casa tatălui său spre socrul său Laban, în călătorie, înnoptează pe câmp, pune o piatră căpătâi, acolo Domnul îi arată acea viziune, o scară pe care îngerii Domnului suie și coboară, la capătul scării era însăși Dumnezeu care îi vorbește, Iacob îi plinde cu tremuri, spune că aici e casa lui Dumnezeu, aici e poarta cerului, ia o piatră, un fig în pământ, în câmpia de Luz și spune că asta e casa lui Dumnezeu. Ce era casa lui Dumnezeu? O piatră. Era de fapt un loc, pentru că Iacob o pleca mai departe.
Ne prezintă Scriptura casa lui Dumnezeu ca fiind un cort care era purtat pe drugi de salcâni de către fiii lui Merar, parcă, și cortul acesta al întâlnirii poartă denumirea de casa lui Dumnezeu. Biblia prezintă casa lui Dumnezeu în mod crescând, ascendent. Și întâlnim casa lui Dumnezeu ca fiind acel măreț templu zidit de împăratul Solomon. Dar nu rămâne numai aici. În Sfânta Scriptură, aceste trei expresii de casa lui Dumnezeu definesc locul unde se adunau credincioși. Acum, mergând în Noul Testament, în Evrei, capitolul 3, versetul 6, spunea: și casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la urmă încrederea neclintită și nădejdea cu care ne lăudăm. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 5 spune: și noi, ca niște pietre vii, suntem chemați ca să răpătăim o casă duhovnicească. Deci eu sunt o piatră, tu ești o piatră, ea este o piatră și împreună alcătuim casa lui Dumnezeu. Luat în ansamblu înțelegerea aceasta a conceptului de casa lui Dumnezeu, noi înțelegem că sunt oamenii care se adună într-un anumit loc. Luat împreună oamenii și în locul, în casa lui Dumnezeu. Pentru că noi avem pretențiile noastre. Nu mergem la rugăciune la râu, nu ne adunăm în papură și pipiric ca cei de altă dată, avem pretenție la scaun și la microfon, vorbea fratele, și casa lui Dumnezeu suntem noi. Adică oamenii împreună cu locul în care ne adunăm. Când mergem la casa lui Dumnezeu, trebuie să aducem ceva Domnului. La templu, la închinare, se suia o văduvă, nu săracă, foarte săracă. Mai avea în portofelul ei doi bănuți. Și ei au spus: nu pot să intru în templu fără să dau ceva Domnului. Eu spuneam altă dată că mi-l imaginez pe Domnul aici prezent în adunare, da? Matei 18 cu 20. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Credem noi că Hristos e aici? Amin. Amin. Slavă Domnului. Și eu mi-l imaginez așa, că Domnul ascultă predica mea. Spuneam tuturor predicatorilor: voi sunteți responsabili de fiecare vorbă care spuneți aici. Că primul care ascultă predica e Domnul Iisus. Eu așa cred. Domnul se bucură de cântarea ta. Când întinde fratele Iuță acordeonul și cântă așa cu har, primul care ascultă e Domnul, după aia noi. Îmi place să-mi imaginez pe Domnul că eu mă rog și El la gura mea așa mă ascultă. Doamne, auzi glasul meu, Doamne, ascultă suspinul meu, strigătele inimii. Credeți că Domnul ascultă rugăciunea? Amin. Ne imaginăm așa pe Domnul în mijlocul adunării primind rugăciunea noastră? Eu așa mi-l imaginez. Vi l-ați imaginat vreodată pe Domnul cândind când se face colecta? Adică să stea la capătul băncii și când trece seculețul acela, când era mic, aveam farfurii. S-a spus frațul lui: zornăitul ăsta e rușinos. Și am făcut niște saci de pluș ca să nu se mai audă leuțul ăla metalic când îl pui tu acolo, așa, mic. Sau 50 de bani acum e de metal. Ei, vi l-ați imaginat pe Domnul că s-a făcut colecta și Domnul e foarte atent. Cât o dat usă, cât o dat hanță, cât o dat mitic, atent. Așa vi l-ați imaginat. Nu e o blasfemie. Eu cred că așa urmărește Domnul. Avem un precedent. Când se suiau evreii la închinare, Domnul urmărea colecta. Sta acolo la intrare și se uita că dă fiecare. Au venit banchieri, au venit bogătași, aruncau din prisosul lor. Și vine o văduvă și Domnul observă, cheamă ucenicii și spune: no, am o predică pentru voi. Și le predică întâmplarea aceasta care o am pregătită pentru dumneavoastră. Frații mei, când venim la casa Domnului, toți trebuie să aducă ceva. Amin. Amin? Repet încă o dată. Așa ne-am obișnuit noi că unii nu mai trebuie să primim. Și că unii nu mai trebuie să dea, că au de unde, că au echipul și patron. Nu e adevărat. Când se suiau la templu, fiecare dăruia câte ceva. Noi avem înțelegerea asta din Sfânta Scriptură și ne uităm la dăruirea asta din Vechiul Testament și ne uităm la dăruirea din Noul Testament. În Vechiul Testament era o obligație. Era o obligație. Și, de exemplu, în Vechiul Testament
și da zeciuiala. Zeciuiala era a zecea parte din venitul tău și rețineți, era dreptate și nu era nicio desconsiderare. Dacă un om avea în turma lui 10 tauri frumoși, trebuia să ia unul să-l ducă la templu ca dat. Dacă o femeie era amărât, avea un strat de mărar, trebuia să facă 10 mănunchiuri de mărar și unul să-l dea Domnul. Scrie Matei 23:23. Voi da 10 iară din chimene, izmă și mărar. Și Domnul nu-i condamnă că le dă. Deci, ăla bogat da 10-a parte, ăla sărac da 10-a parte. Când am cunoscut un patron din Iași, care a început să dea zeciuiala. Și odată zeciuiala, i-a mers foarte bine firma, s-a mulțit angajații, a crescut venitul și la un moment dat a chemat un păstor și a spus, frate, eu am zis, dam zeciuiala, dar dam puțin. Dar acum uite câtă firmă, uite câtă zeciuiala trebuie să dau, păi nu mai pot da atâta zeciuiala. Și păstorul, nu nimic, frate, ne rugăm pe genunchi, plecăm pe genunchi, început să roage, Doamne, tu vezi cu omul ăsta când era sărac și răcăjit, da zeciuiala cu bucurie, și acum trebuie să dea așa de mult și nu mai poate, te rog frumos, mai redu din veniturile lui, fă-l înapoi sărac, ca să poată da sărac, ajunge frate, lasă, dau așa cât este. E, frații mei, nu era o desconsiderare. Nu eram în casă cu casa de adunare, pe o uliță foarte strântă, parcam mașinile pe sub garduri, oglind sparte, mașini zgâriate, oamenii făceau gălăgie și ne-am propus să cumpărăm vis-a-vis de adunare o grădină în care era o casă să facem parcare. Prețul era destul de mare și am hotărât să o cumpărăm. Am făcut o strigare în adunare, oameni buni, frați, surori, vrem să cumpărăm grădina asta, strângem bani. Primul care a venit la casierul bisericii, la om însărcinat, era un frate de vreo 80 de ani, vecin cu adunarea. Și a spus, frate, cine strânge banii pentru parcare, eu dau 100 de lei din pensie, 1.000.000. Se uită casierul la el, casier care e patron. Și are stați pieco și are mai multe. Se spune, frate, strigarea asta în adunare nu e pentru dumitare, frate. Ma tare ai venit la adunare odată cu mașina? N-am venit niciodată. Uite, eu cu asta vin, el venea cu cârja, vecin cu adunarea. Strigarea asta pentru unii care au bani și au mașini, ma tare, du-te acasă cu pensia ma tare de la colectiv. Și fratele spune, măi frate, eu vin la adunare, n-am venit niciodată cu mașina. Dar aici, în parcare, vin oameni cu mașina, predicator, cântăreț, eu ascult și mă bucur, să ne suta. Și primul pe listă a fost el, și când a spus casierul la comitet problema asta, personal am lăcrimat, am spus, uite-mă, un om cu o inimă care dă pentru Domnul. Fraților, rețineți un lucru. Eu predic foarte degajat, că am uitat, m-am spus aseară, nu? Eu n-am venit după strângeri de ajutor. Eu sunt bogat și am din ce trăi și n-am venit să-mi dați voi bani. Deci nu. Dacă vreți să dați ceva la săraci, iau, pentru că Biblia spune, nu opri o binefacere când cineva are nevoie de ea. Dar pentru mine n-am venit să cer bani. De-aia sunt foarte degajat. Frații mei, gândiți-vă la un lucru. Aici este o cheltuială. Și cheltuiala asta trebuie să o suporte cineva. Când ne închinăm Domnul, ne închinăm... Eu am predicat despre închinare, cred că duminica a trecut într-o adunare, poate ajunge și acolo. Și cu darurile noastre de bunăvoie. Un prieten de-a meu a fost în America și acolo el a văzut într-o adunare de negri de vreo 10.000 de oameni adunare. Spune, frate Dragoș, am văzut lucruri care nu mi-au plăcut și nu le pot povesti. Nu se pretează la români. Dar era într-o duminică în care adunarea se închina Domnul cu darul de bunăvoie. Și îmi spune, în fața amponului era o vană, spune, un nighean mare așa ea, și se cânta, și fiecare venea cu plicul, cu cecul, și spunea, Domnule, o bucurie exagerată, să vezi câte o soră de aia neagră și grasă, cum sărea într-un picior și săruta plicul, spunea, aleluia, aleluia, și îl punea așa cu bucurie. Și venea altul cu plicul, și venea altul, și așa o bucurie, tăți băteau din palme și puneau plicul. La noi când e colecta, frunț încruntat, privind în jos, ne uităm dacă a trecut săcușorul sau nu a trecut. Și asta nu-i pocăință, fraților.
Iertați-vă, asta nu-i pocăință, pentru că la casa Domnului trebuie să dea și ăla care câștigă puțin, și la casa Domnului trebuie să dea și ăla care câștigă mult. Amin? Amin. Când predicam eu din Luca, din capitolul 8, de femeia aceea care a turnat milul pe capul Domnului, mi-a plăcut foarte mult expresia din versetul 14. Ea a făcut ce a putut. Și eu am de acolo o predică și am intitulat-o A face ce poți între scuză și acuză. Că unul spune, frate, atât am putut. Dar eu te întreb, chiar atât ai putut? Frate, eu fac ce pot. Dar eu te întreb, dar faci ce poți? Chiar faci ce poți? Că s-ar putea să putem mult mai mult și să nu facem. Și să fim. Și să fim vinovați. În Leviticul, când se aduceau arderile acelea, pe mine versetul ăsta m-a bucurat foarte mult. De slobonda asta care e la Dumnezeu, la mântuire. Și eu vă spun tuturora, nu sunt propovăduitorul zeciuielii. M-a întrebat cineva, băi, dai zeciuială? Nu. De ce? Eu cred că-s gârcit. N-am găsit arde. Probabil că-s gârcit. Acum eu spun, măi, eu dau mai mult pe cine are două haine, dă una cel care n-are. Avem necuvinte de acoperire. N-am venit să propovăduiesc 10 ani. Dar am venit să vă spun că voi pentru Domnul trebuie să faceți ce puteți. Nu-i ușoară pocăință. Fac ce pot. Amin? Amin. Dar facem? Facem cât putem? În Levitic, capitolul 5, spunea așa la jertfe care se aduceau. În versetul 6. Și să aducă ca jertfă o capră sau o oaie. Era o datorie să aducă. Versetul 7 spune așa. Dacă nu poate să aducă o capră, măi, nu poți, că e sărat. Tu te prinde doi pui de porumbel, așa, de la casa Domnului. Doi pui de porumbel ai putea prinde? E mai puțin. Măi, n-ai putut prinde nici doi pui de porumbel. Nu-i nimica. Versetul 11 spunea, dacă cineva nu poate aduce nici doi bulugi la adunare, adă o mână de făină, o ieșă din floare de făină. Asta poți aduce? Eu te întreb, când ai venit în seara asta la adunare, tu cât ți-ai propus să aduci pentru Domnul? Pentru că a te închina Domnului înseamnă să dăruiești ceva. Am predicat duminică, nu repet, predica frate, am înțeles că m-a ascultat pe internet, de acolo de la Deva. Ce înseamnă a te închina? A te închina înseamnă a te supune cuiva de bunăvoie. În al doilea rând, a te închina înseamnă a dărui. Citim Levitic, dacă vreți, capitolul 27 și cuvântul Domnului spune așa. Dacă cineva își închină Domnului casa, hărăzind-o Domnul, versetul 14, versetul 16, dacă cineva închină Domnului un obor, a te închina lui Dumnezeu înseamnă a dărui lui Dumnezeu ceva. Tu ce ți-ai propus să dăruiești lui Dumnezeu? Și nu numai asta. Când vorbim de închinare și vorbim de femeia aceea, eu am spus, nu vorbesc numai de bani. Când vii la adunare, trebuie să aduci ceva Domnului. Dincolo de leuțul tău, de euro tău, cum se cheamă aici, tu cu ce ai venit la adunare? Unul trebuie să vină cu un amin, unul cu o cântare, unul cu o rugăciune, unul cu o învățătură, dar fiecare să participăm cu ceva la slujbă. Să împărțim bisericile noastre în cler și laici, avem profesioniști care ne slujesc, dar nu-i biblic conceptul. În 1 Corinteni 14 cu 26, Pavel spune așa, fraților, ce e de făcut când ne adunăm la un altă? Unul are o cântare, altul o învățătură, altul o vorbire în limbi, altul o tâlmăcire. Deci nu unul trebuie să ne facă pe tot. Fiecare să slujească cu ceva în trupul lui Hristos. Tu ai venit în seara asta aici. Ce i-a dus Domnul? Nu vrei să dai euro tău. N-am venit după banii voștri și nu-mi trebuie. Dar când ai venit la adunare, la slujire, ce i-a dus tu pentru Domnul? Ai adus o zi de post, ai adus o rugăciune, ai adus o mulțumire, ai adus... Cu ce participi tu în seara aceasta? Și eu mai spuneam un lucru, frații mei. Dacă în sticluța aceea, spunem că ar fi fost din timpul nostru, femeia aceasta s-a închinat Domnului fără rezervă. N-a scos capacul să toarne. O spart sticla și o spus totul pentru Domnul.
Dacă în sticluța aceea ar fi din timpul meu, eu cred că aș fi curat o dată, de două ori și spun, dar mai trebuie timp și pentru mine. Când vorbim de închinare, mai vorbim de un lucru. Exod capitolul 20 cu versetul 10. Și cuvântul Domnului spunea așa, 20, parcă versetul 10. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului. Nu sunt un propovăritor al sabatului, dar spun că fiecare din noi trebuie să închine, să dăruiască Domnului din timpul care l-a primit de la Domnul. Cât ai închinat tu? Astăzi ai venit la adunare. Ai o închinare. Dar ieri, dar alaltă ieri. Dacă am dat 10 iară din timpul nostru, din 24 de ore, cât i-am dăruit lui Dumnezeu? Recunoaște că noaptea dormim bine și ziua lucrăm mult. O rugăciune, citire foarte puțin, cercetare de Scriptură foarte puțin, dar din timpul nostru, cât închinăm Domnului, frate? Cât îi dăruim lui Dumnezeu? Dacă am fi conștienți de închinarea aceasta, voi când aveți rugăciune în cursul săptămânii? Marța. Eu vă întreb, marța, aveți două ceasuri care să le închinați, să le dedicați special lui Dumnezeu? Dacă am înțeles conceptul acesta de închinare, adunările noastre ar fi pline. Nu le închinăm cu banii noștri, nici cu casele noastre, nici cu ogoarele noastre și nici cu timpul nostru. Și asta nu-i pocăință, frate. Până a vorbit de darul profeției și vorbirea în alte limbi, trebuie să punem baza de plecare. În fiecare marță trebuie să venim la adunare, să închinăm din timpul nostru. Că oricum ne l-a dat Dumnezeu. La noi era un bătrân în sat și tatăl meu spune, frate Vasile, nu crede vă la adunare. Bă, Gheorghiță, nu am timp. Bătrân, fac treaba greu și în continuu am ceva de lucru. Și nu trece o săptămână să sui moșul prin boscară, să iei două pieri, cade jos și își rupe piciorul. Și acum stă în pat cu piciorul în gips și merge tatăl la el, stă de vorbă și vrea să plece, spune, Gheorghiță, mai stai cu mine, mai stăm de vorbă, că, na, acum dacă stau în pat și tatăl întreabă, frate Vasile, ai timp? Am timp, mă, Gheorghiță, acum am timp. Vreți așa să ne facă timp Domnul de rugăciune? Vreți așa să ne facă Domnul timp de închinare? Ca să fie adunarea plină marți seara? Eu mulțumesc Domnului, eu vin dintr-o adunare, văd fratele de Orel, s-o ragete acolo, în care marțea și joia la noi să vină adunare. Au fost zile în care adunarea a fost plină aproape ca duminica, nu chiar, dar aproape. Eram într-o marți seara și o solo întârziat, ei contabil, lucrat pe la birou, și avem adunare mai mare ca asta. Și de la ultima bancă au venit până la prima bancă tot ca să-și caute un loc, era marțiara, și nu au găsit și s-au plecat în balcon. Eu după am fost mai știam de bucurie, așa mă bucuream că nu au găsit loc la rugăciune. Dacă ne-am închinat Domnului din timpul nostru, dacă am dăruit Domnului ceva din timpul nostru, ar însemna că suntem mai pocăiți. Nu se poate, fraților! Știu că voi n-ați venit în Germania să vă faceți proroși și evangheliști. Ați venit ca să trăiți mai bine, ori o recunoașteți, ori nu, și eu nu vă acuz pentru asta. Și lui Avram, când a fost o secetă, o lua familia și s-a dus să salveze casa. Eu nu vă acuz. Dar în tot lucrul ăsta din Germania, aduceți Domnul din timpul vostru. Aduceți Domnul din banul vostru, aduceți Domnul din haina voastră, din pâinea voastră. Asta înseamnă să ne închinăm înaintea Domnului. Și asta o fac nu patroni, asta o fac nu numai bogații. Astea sunt datori să o facă toți oamenii. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Am mai povestit pe o întâmplare. Când am fost în Canada, fratele Cornel Bersan mă trimite într-o altă adunare și mă prelucrează și îmi spune, băi, frate Dragoș, o să mergi două ore și ceva cu mașina, vezi că șoferul are convingere ardente, ține sâmbăta. Eu zic, lasă că eu am studiat evrei 4, îi scot eu lui sâmbăta din cap, dă-l pe mâna mea și plecăm. Și când merge, el îmi spunea una, eu îl ducem la sabat. El mai spune ceva, eu îi duc la ziua de odihnă. El mai spune ceva, până când el să se sfiază și spune, băi, frate, da, s-a spus Cornel că eu sunt sâmbăta. Acum, dacă m-au prins, am recunoscut. Măi, m-au prins. Ia spune, ce cu sâmbăta asta ta? Frate, eu țin sâmbăta, dar nu că s-a adventist, că de-a lui Ieren oare.
Uite cum ține o sâmbă, dar știi gândesc eu. Dumnezeu în vechime a dat oamenii o zi de odihnă pentru trup. Că trebuie să odihnească trupul. Era sabat. Acum, în Noul Testament, noi nu mai ținem odihna pentru trup. Spunem că e duminica. Dar eu stau de parte de adunare. Duminica merg la adunare, îmbră copiii, dui cu mașina, la amiază, du-te acasă, mai am un musafir, stau un pic, n-apuc să dorm bine, copiii, îmbrăcăm, hai nevastă, plecăm la adunare. Eu duminică seara sunt o bosucă de pe șantier. Și atunci am luat o hotărâre, țin sâmbăta. Dar eu sâmbăta știi cum o țin? Închid telefonul, am un balansoar făcut și două ore mă dau un balansoar cu nevasta. Așa țin eu sâmbăta. Stau de vorbă cu copiii, fac un grătar, li povestesc, sâmbătă după amiază fac un duș, mă berberesc, citesc în Scriptură, că mâine frații mă pun la predică, nu ca o treabă spre pet, că el e în oaie și cu sâmbătă și cu acelea. Dar sâmbătă e pentru casa mea, pentru familia mea. Eu nu am timp de familie, frate, lucrez pe șantier, îs bucimat și sâmbătă am hotărât, nu mă mai sună nimic. Eu sâmbăta îs pentru nevastă și copii și ei sunt pentru mine, după amiază mai citesc în Biblie. Îi păcat, frate, de dragoste. Măi, acum eu ce să-i spun? Vin înapoi și Cornel mă întreabă, băi, ce-ai făcut cu ăla? Băi, de ce am făcut? Am trebuit și eu la sâmbăta. Pentru că la mine sâmbăta, eu de luni știu că am copii în școală, doi în liceu, în generală. Eu de luni sâmbătă pun cartofi, sâmbătă tai șișca, sâmbătă tai aceea, că am tăți copiii. Și sâmbătă seara nu pot duce mâine la gură, și, dar de unde s-a bat la mine? Și am spus, oameni buni, e bine că am venit în Germania, e bine că aveți de lucru, dar nu uitați de adunare, nu uitați de suflet, că e mai scump decât toate vinile și casele voastre care le-ați părăsit acasă. În țară aveți câte o casă, câte două, fac ciorile cuib acolo, îngrijește câte o bătrână și noi nu avem timp marța de adunare, noi nu dăm un euro că ne mai trebuie, că avem rate, dar vine acum textul care l-am citit. O văduvă merge la templu și la templu are doi bănuți și aruncă acolo și l-a impresionat asta pe Domnul. Asta primul gând care l-am, frații mei, este că trebuie să dăruim. Și dăruim cât putem, cât putem. Că eu fac ce pot. Unii spun, măi, am făcut ce am putut. Dar eu te întreb, la adunare vin când poți? În Biblie citești cât ai putea citi? Citești în Biblie cât ai putea? Și noi nu facem cât putem. La repetiție, la cântări vii, la rugăciune vii și am constatat că nu facem cât putem. Asta e o scuză. Eu o folosesc ca o acuză. Noi nu facem cât putem. Pentru că Domnul din puținul nostru ne dă binecuvântarea, fratele. Tabita știi ce avea? Era grozav de bogat, avea un ac. Și când a murit Tabita și a venit Petru, i-a arătat cămășile și hainele care le făcea. Și ea cu acul ăsta a câștigat o reputație în cetate. Era o femeie temătoare de Dumnezeu. Noi avem mai mult decât Tabita. Hai să folosim ce ne-a dat Domnul, să folosim și pentru Domnul. Amin? Amin. Știi ce am constatat eu? Când am citit o întâmplare din Sfânta Scriptură, m-am oprit, m-am bătut așa peste cap și așa am fost nemulțumit într-un fel și am spus, măi, ce greu să fac lucrurile ușoare. Ce greu să fac lucrurile ușoare. Credeți asta? Vă dau un exemplu. Naaman sirianul, bolnav de lepră, care carne de pe el, când își dă jos epolețe, miroase toată carnea. Și fetița aia roabă știe, o, dacă ar fi Domnul meu la prorocul din Samaria, l-ar vindeca Dumnezeu. Era greu să duci până Samaria? Nu era greu, dar oamenii încep să complice lucrurile. Eu observ că pe zi ce trece, noi complicăm pocăința. O complicăm tare mult pocăința, e mult mai simplă și mult mai ușoară. Dar el se duce la împăratul Siriei, împăratul Siriei scrie o scrisoare, trimite la împăratului Israel, ăsta citește, își rupe hainele, pornim război, ăsta avea război. Cine? Asta le-a spus fetița roabă? Fetița roabă le-a spus, du-te mai la Samaria, la proroc. Și acum, până la urmă, se duce. Că Elisei spune să vină la mine, să știe că ies un proroc în Israel. Și Elisei nu iese la poartă. Nu
îi trimite un rob și îi spune, du-te de discală de 7 ore în Iordan și carnea ta va fi curată. Eu vă întreb, era greu? Greu, dar era, ce spuneți? Nu. Păi ce scală de plăcere și eu când am înainte mă scalam și acum nu mai merg. Dar era plăcut să te scalzi. Ce era să mai de 7 ore în apă și curat? O putut face Naaman? Așa de tare s-o mâniat, păi eu credeam, cum e un lucru ușor, o avut binecuvântare, că am vrut să spun noroc, în vechime era și noroc, o avut niște slujitor cu mine, părinte, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Mă, ăsta voia ceva greu, ăsta voia greu. El nu credea că lucrurile ușoare poate căpăta vindecare. Cu atât mai mult, du-te și te scaldă. S-o scăldat, și-a fost vindecat. Eu am constatat că în adunări lucrurile ușoare noi le facem foarte greu. Cine împiedica pe omul ăsta o credință greșită, el avea credință. Eu credeam că va veni, va cerceta rana, va chema numele Dumnezeu, cât îi credea el. El avea o credință tare complicată, dar pocăința nu e așa de complicată. Odată mergeam cu serviciul la Iași, și în compartimentul urcă un prieten al meu, inginer în Suceava, în proiectări. Și spun, măi, el, ce mai proiectez, măi, băieții, măi? Frate Dragoș, acum, era după ce a murit Ceaușescu, proiectez o semănătoare din asta pentru tracțiune animală, de semănat porumbul. Și eu am spus, măi, ești interesat, eu am acasă doi cai, am pământ, lucrez cu caie, ia de și mie, ca să nu iau de la voi, arată-mi cum. Și că acum merg la Iași, că avem o problemă. Așa cum am proiectat un ui prea grea și nu pot trage doi cai. Și eu am spus, măi, Nenu, dar eu am acasă o semănătoare, o trage un car slab, făcută de tata, cu o roată și cu un alt. El spune, da, dar tu nu știi teoria inginerului român. Care? De ce să faci un lucru simplu dacă se poate face complicat? Ei, zic, măi, dacă asta gândiți, a vădut-i cu semănătoarea ta și puterea. În pocăință, că pocăința e tare simplă, dar noi o complicăm. Și lucrurile ușoare le facem foarte greu. Nu ne vine să le facem. Omul ăsta avea o credință greșită și omul ăsta avea o mare mândrie. De aceea nu putea face lucrurile ușoare. Sau dacă vreți, dăm un alt exemplu. E un păcat în Ghibie lui Beniamin. Nu a fost păcatul ăsta niciodată. Până la urmă, o femeie tranșată în 12 părți, împărțită în semințiile lui Israel, se adună tot poporul la Mitzva, ia o hotărâre, se duce în Ghibie lui Beniamin și îi spune așa, dați afară pe răi ăia. Nu erau foarte mulți. Erau niște derbedei din familia lui Belial, niște fii al lui Belial, așa scrie în Biblie. Deci erau niște frați dintr-o casă, din familia lui Belial. Dați afară pe răi ăia, pedepsim răul și nu avem treabă cu voi. Nu era mai ușor, așa? Asta era cea mai ușoară soluție. Au vrut Beniamiță? Au pornit un război. În prima zi, eu mult m-am gândit de ce a îngăduit Domnul. Ca 22.000 de oameni nevinovați din Iuda. În a doua zi, ca 18.000 de oameni. Poporul plâns până nu mai putut. Eleazar, fiul lui Fineas, cade cu fața la pământ. Doamne, să mă mai duc, eu pleca cu o intenție bună. Să stârpească răul din Israel, să pedepsească păcatul. Și m-am uitat că și ăia cu intenții bune în adunări ajung câteodată să fie victime. Și am întreabă Domnul, pe Domnul să mă duc, du-te. Și a treia zi să duc și mor 25.000 din seminția lui Beniamin. Nu era mai ușor să scoată derbedeia ei afară să-i pedepsească? Dar de ce nu au făcut un lucru ușor? Pentru că ei au fost solidari cu păcatul. Băi, o păcătuit, ai vărnă, o păcătuit, ai cumnatul. Și atunci complicăm în adunare lucrurile, sfaturi de comitet, ședinț, ne scărpinăm, uite așa, și nu mai știm cum să rezolvăm, că ar fi mai ușor să spun, băi, fată, ai păcătuit, nu faci nimic în adunare, du-te, curunte și trăiești cu bărbatul. Nu, dar vine cumnatul, vine cumnata, vine neamul, că vrea, vine cuvântare. Și lucrurile ușoare, noi le facem foarte greu.
Așa m-am năcăjit când am văzut lucrul ăsta. Măi, bineamiți, măi, nu era mai ușor să dați, nu știu câți erau, fii rubiliar, câți puteau să fie? Nu era mai ușor să scoți reoșa decât să nimicești o seminție din Israel? O rămas la stânca Rimon 600 de băieți. De acum alte probleme, să o mulțească. De ce? Că oamenilor nu le plac lucrurile ușoare. Lor le plac complicațiile. Sau dacă vreți un alt caz. Faraon Necu se duce pe râu să se bată cu împăratul Cherchemișului. Iosia iese înainte, dar ăsta om pocăit, Domnule, ăsta om bun, împărat bun. Și faraonul îi spune, n-am treabă cu tine, du-te acasă, măi om. Domnul mi-a dat poruncă să mă duc, să mă lupt. Și spune Biblia. Și Iosia n-a ascultat de cuvintele lui faraon Necu care veneau din gura lui Dumnezeu. Au făcut armată, mulțime, cheltuială, s-au înarmat, au pornit război și au murit în cale. Nu era mai ușor la împăratul ăștia să ducă să culce? Dar de ce ești culcai? Încă pune unul pe o pară de pământ să-ți facă vânt, știi? Că îi precal, că ești împărat. Nu era mai ușor să stiei dorănit cu mâinile sub cap decât să pornească război? Dar nu au putut dormi. Că lucrurile ușoare noi câteodată tare greu le facem. Și asta e și prin adunările noastre. Și-o porni la război și-o trebuie să moară. Rănit, arcaș, o tras, o rănit în război. De ce? Doar la câte un frate, când se termină slujba, mai ușor ar fi să se ducă mașina acasă. Dar el rămâne să-l întrebe ceva cu conducător. Ceva ce nu i-a convenit. Mai ușor ar fi să se culce, să ducă cu nevasta, să mănânce pizza și copiii, decât să facă gălăgie și scandal la urmă. Dar ce l-a făcut pe Iosia? Dorința de război. Păi eu sunt războinic, păi eu nu mă las așa, nu pot să dorm de amiază. Și tendința asta războinică a unor frați îi împiedică să facă lucruri ușoare. Ei complică lucrurile și asta nu e de la Domnul. Însăși mântuirea fraților îi foarte ușoară. Mântuirea prin credință. Nu trebuie să te duci cu traiștea la mănăstirile din neamț, nu trebuie să faci nu știu ce cazne, crezi în Dumnezeu și ești mântuit. Oamenii nu acceptă lucrurile ușoare, le facem tare greu. Eu m-am dat și pe adunare, acum n-am nimic cu învățătura dumneavoastră, dar mai ușor ar fi să iei un ștergar și un lighean să-i speli picioarele la fratele tău. Asta ar fi ușor, dar noi facem ce greu. Facem studii biblică, predicăm că asta îi simbolizează asta, asta e cealaltă, ne complicăm în teorie. N-ar mai fi mai ușor să-i speli picioarele? Nu ar fi mai ușor asta. Vă spun eu o treabă. Mă uit la surori, câteodată m-am uitat și am văzut. Mai ușor ar fi la surori să fie îmbrăcate așa cu o rochie mai largă și mai lungă sau cu o fustă mai largă și mai lungă. Atât ar sta de liniștită pe bancă, iar fi tare ușor. Deci nu trebuie să fii tare atentă, vai să nu mă crăcănesc, vai să nu mă închid. Dar ești îmbrăcată, n-ai treabă, fii ușor, stai 3 ore în adunare. Dar eu am văzut altceva. Vin cu niște notițe scurte, se așează pe bancă și după aia 3 ore trag așa. În continuu trag. Și eu mă gândesc, Doamne, de nu s-a rupt fermoarul la bolsă. Trag așa, trag. Păi el nu crește, măi, oameni buni, fustă la adunare. Nu poți să stai liniștită pe bancă, trebuie să stai chinuită. Și apoi își pune caietul de cântări pe genunchi. Și apoi iei eșarfa și o pune pe genunchi. Și așa stă ca la poliție. Stă așa ea, că n-a să nu comenteze, frață. Nu ți-ar fi mai ușor să vii cu o fustă lungă? Nu ți-ar fi mai ușor să vii cu o fustă mai largă? Să stai la lejer în adunare? Lucrurile ușoare nu le putem face. Noi venim cu haine strânse și cambrate și decoltate și tot le trăgem și tot le chipuim. Dar asta nu-i pocăință, frate. Să ne ierte Dumnezeu. Eu prin naștere și educație sunt un conservator. Vă rog să mă iertați. Dar eu cred că așa e pocăința. Complicăm predicile. Nu mai putem predica ușor. Că eu dacă aș predica simplu, nu mă mai chemați niciodată. Eu trebuie să vă spun ceva de cloșca cu pui, de orion, de calea lacteie, să vă mai spun ceva de jertfa Domnului, iară să mă duc prin nu știu unde, iară să vă aduc înapoi. Bă, ce știe ăla, bă, ce-o predicat ăla. Frații mei, la noi în sat a început pocăința cu 3 bărbați. Sârbii, Bula, Anton, Bula și Vasile Axânti. Toți 3 și-au luat doctoratul la Cernăuță.
pe 25 de ani, unul din ei era bunicul meu. Mama mea născut în 1930, născut în pocăință. Și spun eu, am rămas orfană din mamă la 6 luni și când aveam 5 ani, pe tata l-a dus la Cernăuț și l-a condamnat pe 25 de ani. Și 4 ani și 8 luni, tata a stat în pușcărie și noi, 3 copii, stam acasă, mâncam, nu mâncam, dormeam prin șanț, ne mai da câte un frate, câte o bucată de pâine, nu eram a nimănui, fără mamă și fără tată. Asta era atunci viața. Mi-aduc aminte de frații ăștia predicau. Veneau la ambon și citeau Psalmul 1. Fericit de omul care nu se duce, nu se oprește, nu șase ani, nu de fete, citea tot Psalmul, eu le știu predicile de rost. După care lua fiecare verset. Fraților, fericit de omul care nu se duce la spate. Vedeți ce frumos ne spune Scriptura, fraților, să nu ne ducem la spate. Ascultați mai departe. Nu se oprește pe care vedeți, fraților, ce ne spune Scriptura. Asta era predica lor. Adunarea era hoho de plâns, Duhul Sfânt cobora, nu se putea opri frații din plâns, vorbiri în limbi, cântări în alte limbi. Așa era adunarea când eram eu copil mic. Păi eu dacă aș predica așa, nu mă mai chemați în veci în Germania. Eu trebuie să am punctul 1, 2, 3, sub punctul A și B. Băi, știi ceva, mai chemăm odată. Complicăm lucrurile fraților. Lucrurile ușoare nu le mai putem face. Greu ne să facem lucrurile ușoare. Eu schema de un tânăr din Botoșana căsătorie. Și m-a chemat, m-a sunat. Sâmbătă seara mai spune, frate Dragoș, da, nu te spăra, mâine dimineață vin. Măi, dacă dă Domnul sănătate, vin. Auzi, frate, spune-te rog ce să predici mâine. Eu zic, măi, am să predică nevastea să fie supuse și bărbatul să-și iubească nevasta. E bun? El face o pauză, spune, dar nu așa simplu, frate. Nu, ne complicăm mâini, lasă! Mâini complicăm și vorbim o oră, că doar trebuie complicată predica. Știți ce se întâmplă? Pocăința tare e ușoară. E frumoasă. Ea a făcut ce a putut. Atât tu faci ce poți. Nu te obligă Domnul, nu. Tu se faci ce poți. Și mai este un lucru. Fă când trebuie făcut. Fă când trebuie făcut. Femeia asta a uns capul Domnului Iisus și a spus că lasă-mă că ea mă pregătește pentru mormântare. Dar nu a fost singura care a vrut să-l îmbălsămeze. În dimineața învierii, în ziua aceea din treia săptămâni, multe femei s-au dus la mormânt. Aveau făcut acolo mirodene și mirosme să-i ungă trupul și nu au mai apucat. S-ar putea ca unii să aibă intenție, că un filozof spunea că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Măi, și eu am vrut să mă pocăiesc, dar n-am mai reușit. Și eu am vrut să ajut familia aia de orfani, dar n-am mai apucat să dau. Și eu am vrut să dau la o vedvă, dar n-am mai apucat. Când e vorba de dăruire, dăruiește azi cât poți. Amin? Amin. Vorbim de dăruirea aceasta, în Vechiul Testament era o obligație. În Noul Testament e o plăcere. Și Apostolul Pavel spunea, și aduceți-vă aminte de însăși cuvintele Domnului care spunea că este mai ferice să dai decât să primești. Când sunteți voi mai fericiți? Când dați 50 de euro sau când îi primiți? Sunteți în Germania, spune drept, când sunteți mai fericiți? Când noi ne-am obișnuit să primim și toată lumea, măi, dacă mi-ar da cineva, eu mi-am făcut tot felul de calcule. Am fost prin Seattle și mă gândeam, dacă m-aș întâlni cu Bill Gates, acum să spun eu $1,000,000. Mă gândeam că-ți fac și o adunare, îl și împărțeam acum. Ei, dar mă bucura să mi-l deie, nu mi-l-o dat. Dar bucuria noastră e să primim. Când au venit primele ajutoare atunci din străinătate, noi am spus, am luat lista de membri și dăm la toți. Între noi erau bogați, unul foarte bogat. Și-a spus, măi, lui ăsta e de, e de, e membru la noi și dăm și lui. Îmi spunea șoferul care s-a dus cu sacul cu haine. Frate, uite, din partea adunării, băi, v-ați gândit la mine, slăbiți să fie Domnul pe mine. Băi, așa o bucurie pe capul lui că a primit un sac de haine. O spuneați că pentru asta vă aduc și eu vă două tiruri de ajutoare. Și-o adus și-o ajutat. Dar el s-a bucurat că a primit și el sacul și nu l-am trecut cu vederea la împărțire de ajutoare, știi? Când ne bucurăm să primim, Domnul spune că e mai ferice să dai.
Când ai avut ultima dată fericirea asta? Să dai cu bucurie. Eu am mai povestit odată împreună cu trei frați, cu Dănuț Iacu, păstorul din Perugia, am fost în Cahul, în Republica Moldova. Acolo am văzut sărăcie luce, sărăcie la ea acasă. Când am ajuns acolo, îmi spune fratele, el major de armată și la pensie, ia doctorit să lucra în spital. V-am primit la mine frați, locuiam covor pe jos. Că alt frați nu pot să vă primească. Avea 6 copii, eu împărțit pe la frați, ca să putem noi dormi la ea, că avem condiții mai bune. Și îmi spune, locuia la etajul 8, într-un boc dat albastru închis, și eu zic, pentru copii, aveți asistență socială, și că nu, frate. O venit de la primărie o comisie și mi-au pus 4 întrebări. 1. Aveți frigider? Avem, că noi avem, frate. 2. Aveți calculator? Și ea spune, dar eu sunt doctoriță și nu pot fără calculator, că toată evidența o țin pe calculator. 3. Dați carne o dată pe săptămână la copii? Și ea spune că le dăm. Și 4. Aveți mijloc de transport? Și ea spune, frate, amândoi avem biciclete. Aveau 2 biciclete în ușa apartamentului și ea, doctoriță, mergea cu bicicleta. Și pentru că nu s-au încadrat, nu lua niciun leu. Fraților, acolo am dat cu bucurie cum n-am dat niciodată. Fata mai mare avea un handicap, ar fi vrut să vie să învețe România, am învățat foarte bine, am dat toți banii din buzunar. Din greșeală am oprit un leu și am cumpărat o felie de harbus, că nu e nevoie. Mai mult ca noi, odată de Rus, Iacob, cu Ia Păstor, din Perugia, avea mai mult, am dat totul cu așa o bucurie, am văzut o sărăcie la ea acasă. Frații mei, când ați avut ultima dată plăcerea, fericirea de a dărui, nu încruntat, nu cu mânie, dacă tot cer ăștia bani în continuu, nu, nu, să dai cu bucurie. Mi s-a întâmplat, odată am fost cu ani de zile, 10-15 ani, în adunarea din Portugalia, din Lisabona. În toată adunarea, se merge la adunare cu metrou dimineața, cum era înainte. Tata, mamă, 3-4-7 copii mergeau la adunare, numai pocăiți erau dimineața. Și în toată adunarea erau 3 care aveau mașini. Și-au întrebat prezbitul de acolo, cine vine duminică seara cu mașina, că vrem să-l ducem pe fratele Dragoș, nu știu unde, ce se vadă. Și unul zice, vin eu, frate! Și-l întreb pe cumnatul meu, soră, m-a stat acolo mulți ani cu copiii. Dar de ce? Păi numai 3 din noi avem mașini, cumnatul nu avem mașini. De acolo am ajuns la Viena, și în Viena am prins o ceartă mare în parcare, 2 cu jeepurile, spunea că ăsta e locul meu și ăsta e locul tău. Și m-a pus la predică, am spus, măi, mai duceți-vă în Portugalia, că aveți locuri de parcare acolo, măi. O diferență cade la cer, la pământ și ăștia sunt frații noștri. Nu știu cum trăiți voi în Germania, nu mă interesează, nu-mi dați bani, n-am venit după bani. Dar ai plăcerea să dăruiești? Din textul care l-am citit, eu vine o văduvă, aseară o văduvă ne-a învățat lecția să ne rugăm necurmașii, nu ne lăsăm. În seara asta văduva ne învață, când te duce la Domnul, du-te cu ceva. Du-te cu 50 de cenți, du-te cu un euro, du-te cu un amil, du-te cu o zi de post, du-te cu o căptare, du-te cu o rugăciune, du-te cu o mijlocire. Fă ceva în adunare, fraților. Biserica e trupul lui Hristos, mădulare unii altora. Spuneam eu, avem profesioniști noștri, predică bine, cântă bine, fac de toate bine, și restul consumator de har. Și Hristos nu a vrut așa să fie adunare. Să fac și eu ceva, să faci și tu ceva. Doamne, ajută de la asta, amin? A doua lecție care o învățăm din Luca 21, e de socoteala care o face Dumnezeu. Că Dumnezeu până la urmă parcă nu socotește cât ai dat. Dumnezeu socotește cât s-a rămas, cât ai oprit tu. Și spune așa, că toți aceștia au aruncat la darul din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăi cia ei tot ce avea ca să trăiască. De aici înacolo, ea depinde de, numai de Dumnezeu. Ea nu mai are încă un bănuț în portofel, în traista ei. Ea a dat totul Domnului. Asta înseamnă o predare totală în slujba Domnului. Biserica din Atira era localizată la mijlocul unui bloc, o închiria 2 apartamente.
Și adunarea era și la un etaj, și la celălalt etaj, la 5 și la 6 parcă. Cu cameră de luat vedere, un televizor, frate spotihnea în televizor, alții spuneam, noi vrem să vedem și noi acolo. Așa au stat multă vreme. Când am fost acolo, era o aglomerație, vecinii se urcau cu liftul, vecinii blocau liftul, urcai până la etajul 6, mami, gravide, copii în brață. O spun, noi, hai să facem o adunare. Facem adunarea noastră, cât ne costă? 1.600.000 de euro. Și au început să strângă. Și îmi spune fratele Petrică Colesniuc, măi, i-am promis la fratele acela, că așa mi-a cerut să nu-i spun numele. Un băiat de la noi, din adunare din Bosanci, o să dintr-o familie numeroasă, avea lucrat câțiva ani în Atena și când s-a făcut adunare, au venit cu bani și au spus, frate Petrică, toți banii care am câștigat, îi dau pentru adunare. Nu opresc niciun euro pentru mine. Petrică, mai bătrân, mai cu copii, măi băiete, mă, nu pot să-ți iau toți banii, tu acum ai o râmnă de început, dar nu pot eu, ca păstor, să-ți iau toți banii. Tu lucrezi de ani de zile. Frate Petrică, îți dau toți banii. O vorbit cu comitetul, nu i-a spus numele, nu știu nici acum, o promis că nu-i spune numele, și băiatul ăsta a spus, nu, domne, toți banii dau la adunare. Tot, nu rămâne niciun euro mie. Și spune, mie, frate, Rauș, sărea la bătaie, nu am bani. O trebuie să iau bani. Și am luat banii și am spus la adunare. Este un băiat care a dat toți banii în anii de când lucrează aici și n-am putut altfel. Și o spunea Petrică, m-am întâlnit după un an cu el și îmi spune, frate Petrică, câți bani am adunat în toți anii aceștia, am adunat anul ăsta și am depășit suma mult mai mult. Că Dumnezeu nu rămâne dator. Dar omul ăsta o dat banii tot. Când am fost în Perugia, am vizitat o mănăstire care se spunea că acolo s-a născut Francis de Asise, lângă Asise. Omul ăsta era un prinț foarte bogat, armatele lui, castelele lui, câmpurile lui. Și la un moment dat s-a întâlnit cu Evanghelia. Când s-a întâlnit cu Evanghelia, o ajuns la concluzia că el trebuie să vândă tot. O vândut totul, 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 o împărțit la săraci și pentru el și-o cumpărat o zdreanță. Zdreanța era o haină de cerșitor, care acum era pusă în vitrină, cine vrea să o vadă, să o vadă, și o pereche de sandale rupte și prăfuite. Toată viața lui cu Biblia în mână, omul ăsta flămând, o merge și o propovăduit Evanghelia și spune cei din vremea lor că Dumnezeu lucra cu el cu semne și minuni. Și eu cred. Dar omul ăsta, nobilul ăsta bogat, întâi o dăruit totul, o renunțat la totul și a avut o predare totală în slujba Domnului. Eu nu mă îndemn la asta, fraților, că aveți familie și aveți copii. Dar am observat că noi avem prea multe rezerve pentru noi. Noi nu putem sluji în totalitate Domnului. Îmi pare rău, nici eu nu o fac și cred că nici voi nu o faceți. În 1 Tesaloniceni 5:23 spune așa, și Dumnezeu păcii să vă sfințească El însăși pe deplin, și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană, până la vederea Domnului. Eu m-am legat de cuvântul întreg. În Iacov, capitolul 1, versetul 2, frații mei, se priviți ca o mare bucurie când trecem prin felurite necazuri. Dar știm că necazul aduce răbdarea și răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic și acolo apare iar cuvântul întreg. Și Iacov și Pavel spune că noi trebuie să fim întregi. Și atunci am vorbit despre integritate. Cuvânt latinesc pentru întreg înseamnă integros. Francezii au spus integrite și la noi este integritate, care înseamnă întreg pentru Domnul. În 2 Corinteni 4:16, Pavel spune că avem omul de afară și omul din lăuntru. În Vechiul Testament, deficiențele trupești erau grave amendate, nu puteai anumite defecte, nu te califica ca preot. Eu nu vorbesc de deficiențele trupești, eu vorbesc de omul dinăuntru. Suntem noi întregi pentru Domnul? Marea noastră problemă, că nu suntem întregi pentru Domnul, de-aia e pocăința grea.
Care e cea mai mare poruncă? Păi să iubești pe Domnul Dumnezeu tău. Din toată inima, din toată puterea, din tot sufletul, din tot cugetul tău. Așa facem? Dacă am face așa, marți seara ar fi plină adunare. Dacă am face așa, la ziua de post ar fi plină adunare. Eu miercuri am fost la Voroca, la o zi de post, m-a chemat frate, și când am ajuns acolo, mi s-a spus, e o zi de post numai cu surorile. Era adunarea plină de surori, venite din toate împrejurimile și aveau a treia zi de post fără să mănânce nimic. Luni, marți și acum era miercuri a treia zi. Luni seara au dormit pe la familie, dar nu au mâncat. Marți seara surorile astea au dormit pe la familie, dar nu au mâncat. Și miercuri la ora 3 și jumate am făcut ungeri cu un dilem și rugăciune pentru cei bolnavi și i-au pus la o masă așa destul de precară. Și m-am bucurat mult, surori în vârstă, fete tinere multe, așa plângeau, așa se rugau după 3 zile de post și am spus că totuși Dumnezeu are oameni. Dacă l-am slujit pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul, altfel ar arăta adunările noastre. Noi avem rezerve mari pentru noi și eu am făcut odată un exercițiu și am spus la bărbat, le-am spus așa, dacă ar veni nevasta ta, eu sunt surat de 30 de ani, căsătorit din dragoste, s-au consumat 30 de ani de căsătorie. Dar dacă ar veni nevasta ta și ar spune, măi omule, eu te iubesc pe tine 95%, dar în 5% mai am o simpatie pentru nu păcătuiesc, dar mi-e drag așa de el. Te-ai mulțumit cu declarația asta? Cred că curiozitatea fi spune cine acea dată. Ăla cu 5%. Cine e ăla în adunare, nu? Frații mei, dar dacă la o soră de aici sau la o fată nimăritată ar veni la o pomnic cu ei și le spune, dragă, te iubesc 90%, mai am eu o simpatie pentru unul. Te-ai bucurat? Nu. Spune că nu. Nu vă fac geloasă. Dar mi-e normal nevastă să mă iubească numai pe mine, nu? Odată primesc o mărturisire și nu spun când, cum și unde, că nu asta e treaba voastră. Și o soră îmi spune, măi frate, am o problemă. Căsătorită cu mulți copii, grav, bolnav, pe pat de moarte. I-am făcut ungerea, Dumnezeu a vindecat-o, avea cumva încredere în mine. Și spune, măi, îs o femeie frumoasă și era frumoasă. Îs o femeie curată și era curată. Și pocăită. Și era pocăită. Măi, dar bărbatul meu nu mă apreciază. Nu găsești odată un compliment, tot timpul, parcă tu ești obligată să-l fac. Și odată am fost la o nuntă și stăm de vorbă cu o familie. Dom'le, atâta de bine m-a înțeles omul ăsta și așa m-a apreciat și m-a făcut niște complimente și îmi spune de atunci, îmi e simpatic, dar frate Dragoș, nu te gândi la prostii. Dar mă uit în adunare, dacă îl văd, îi fac așa, la urmă îi spun pacea Domnului și-s mulțumită. Dar spocăită, frate, nu te gândești. Și ea spune, se repetă asta în inima mea de ceva vreme. Oare să fie păcat sau să nu fie păcat? Voi ce spuneți? În frate face, și eu tot așa fac. Vine o soră la mine și îmi spune așa, frate, aproape de 70 de ani, dintr-o țară, îți căsătorit cu un băștinaș de aici, eu am fost în ei de treabă. Soțul meu e pocăit, e evanghelic, dar în felul lui, așa. Dom'le, n-are nicio apreciere. Am o fată, frate, m-a învățat să mă uit pe Facebook. Și m-am uitat pe Facebook și m-am împrietenit cu un domn. Îmi spunea de unde? Din altă țară, departe. Și dom'le, vorbesc câte o jumătate de ceas cu dânsul și acum mi-a spus că vine în orașul ăsta cu o treabă să ne întâlnim să bem o cafea. Frate Dragoș, ce-mi spui tu, a ce e fac eu? Să mă duc să bem o cafea? Îi păcat? Voi ce spuneți? Tu iară îți spui, că este un mare, mare. Și a spus, măi băiet, eu fost fiu mama ta, asta femeie avea aproape 70 de ani. I-a spus, oră, nu te duci. În ziua când vine el aici în oraș, eu o să te postei pe genunchi în ziua. Plângi și roagă-te Domnul. Nu-i mai bun așa? Ei bun, vedeți, frață, că noi suntem într-un fel geloși. Nevasta să mă iubească numai pe mine, bărbatul spune să mă iubească numai pe mine, dar Dumnezeu are și el o gelozie. Eu odată am vorbit din gelozia lui Dumnezeu. Cu un băiat vorbește cu o fată, asta e caz clar. Și una îi spune, tu vorbești cu el, e băiat bun, dar acela e tare gelos.
Și ea se duce și întreabă, ei, drept că ești gelos? Ea spune, nu, cine-i soțul? Nu sunt gelos, nu, cum sunt gelos? Dumnezeu când se prezintă la evrei, se spune așa, eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din casa Egiptului, din țara robie, sunt un Dumnezeu gelos. Știți că Dumnezeu nostru e gelos? Știți asta? Se duc două femei la bazar, la Suceava, să cumpi o rochie. Una și ea o rochie transparentă, cu niște pretele, vai ce bine îmi stă. A doua spune, tu și mie îmi place, dar eu nu mă lasă, că am eu tare gelos. Știți că pocăitele care știu că Dumnezeu e gelos, nu se îmbracă oricum, că Dumnezeu e gelos. Este câte o femeie vorbește cu un bărbat, nu bărbatul ei. Se divorțuie, mă, fie și râde și povestește. Și alta are bărbatul gelos, când mă cu capul în jos și că o să dă deoparte, să la un metru de el și nu stă de vorbă mult. Bărbatul meu tare gelos, nu-i convine asta. Știți că noi avem un Dumnezeu gelos, fraților? Cu cine pierdem noi timpul? Cu cine cochetăm? Cu cine avem noi mai multă părtășie? Cu serialul? Cu un meci de fotbal? Cu oamenii din lume? Sau cu Dumnezeu? Dumnezeu nostru e un Dumnezeu gelos, fraților. Dacă știm asta, altfel ne purtăm. Și acum vine Scriptura și spune că femeia asta are o pretare totală. E nouă o rezervă pentru ea. Și când am vorbit de integritate, am avut trei gânduri. Le enunț și încheiem predica. Amația, Cronici 25. A făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, dar cu o inimă care nu era predată toată Domnului. Omul ăsta, hai să spun eu, 90% era pocăit. Numai 10% nepocăit. Cu bucata aceea de inimă bună, face niște lucruri extraordinare. Se duce împotriva celor din în Valea Sării și face o alianță cu fiii lui Israel și vine un proroc și le spune, măi, nu-i lua pe ăștia, că-s lepădați. Și el îi fugărește înapoi, vorbesc pur, vă știți istoria. Întreabă ce se fac cu cei 100 de talanți, Domnul vă da mult mai mult. Ascultă de proroc, Domnul, omul ăsta ascultă pe-o vorbi Domnul. Cu bucata bună din inima lui. Când devine împărat, îi omoară pe ucigașul tatălui său, dar îi iartă pe fiii lor, că așa scrie în Biblie. A știut să se abțină. Eu predicam odată de puterea de stăpânire, am întâlnit-o la Haman, rău acesta. Când a ieșit la poarta cetății, Mardoheu nu se roagă, nu se pleacă. Și spune că s-a umplut din mânie, totuși a știut să se stăpânească. Și eu spun, măi, oameni buni, măi, un rău știe să stăpânească și un om botezat cu Duhul Sfânt nu știe să stăpânească. Bate cu pumnul în masă, strâng la nebastă, strâng la copii, vociferează până adunare, la un sfat, frânțesc, țare în picioare și botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Adică Naman ăsta, Haman, rău ăsta, a știut să stăpânească și pocăinții noștri nu știu. Ei, împăratul ăsta a știut să stăpânească, a ascultat de glasul prorocului și câștigă o mare victorie împotriva fiilor lui Edom. Asta e bucata bună de inimă. Acum vine bucata rea de inimă. Ia Dumnezeii din Seir de acolo și ia idol și face Dumnezeii lui. Asta cu care bucată de inimă? Aia care nu era Domnul. Că bucățica aceea de inimă care nu e a Domnului ne va face mari probleme în pocăință. Și când își ia Dumnezeu, ăștia vine prorocul și spune, pentru ce ai luat Dumnezeu ăștia? Și împăratul spune, vei, cine te-a chemat? Ești un sfetnic cu împăratul? Pleacă, de ce vrei să mori? Știi ce spune împăratul? Că prorocul, știu că Domnul te lepădat. Cu care bucată de inimă? Cu aceea e, frață. După care strănește un război fraticid, îi spune la împăratul Israel, vine să-mi bate. Mă, stai liniștit, măi. Ai bătut în Valea Sării 20.000 de edomiți, fii la mine. Nu? Vreau război. Cu care bucățică de inimă? Cu aceea rea. Frații mei, când am provorbit de călăuzirea Duhului Sfânt, scrie Zigdar, Galaten 5 cu 16. Zigdar, umblați cârmuiți de Duhul. Să ne ajute Domnul. Romanul 8 cu 14. Toți care umblă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Noi avem două posibilități.
să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt sau să umblăm călăuziți de firea noastră? Noi cum umblăm? Știți de ce umblăm călăuziți de fire câteodată? Și eu mă surprind, bă, asta nu-i de la Dumnezeu, nu-i de la Duhul Sfânt. Câte o mânie, câte o cugetare rea, câte un lucru rău. De ce ne permitem să umblăm călăuziți de fire? Două răspunsuri. Unu. 2 Corinteni 10:3. Pavel spune așa. Măcar că trăim în firea pământească, noi nu umblăm călăuziți de firea pământească. Ne-i mai ușor să fim călăuziți de fire, pentru că trăim în fire. Firea pământească înseamnă carne, jos, aici și peste tot. Noi, și Pavel când spune măcar că trăim în firea pământească, era pocăit, mai pocăit că noi. Dar noi, fiindcă trăim în fire, ne-i mai ușor să umblăm călăuziți de fire. Și în al doilea rând, firea pământească e ca o monedă cu două fețe. Are o parte bună, frumoasă, educată și morală. Și noi ne îndrăgostim de partea asta de fire, n-ați auzit expresia, bă, nu-i pocăit, dar e mai bun ca un pocăit. Că firea pământească e morală, are grijă de copii, face caritate și multe alte. Dar firea pământească are și bucățica aceea, moneda aceea. Și mergem iar în Galateni 5:16. Și faptele firii pământesc sunt cunoscute și acestea sunt curvia, preacurvia, necurăția, posta, închinarea la idole, comia, vrăjbe, cercuri, zavistii, mânii, îmbuibări, cercuri și așa mai departe. Firea aia care are o bucățică bună, are și bucățica aceea al doilea. De aceea spune Domnul, nu umblați călăuziți de fire, umblați călăuziți de Duhul. Doamne ajută-ne la aceasta. Frații mei, timpul trece. Am adus o văduvă să ne înveți o lecție. Aseară, o văduvă ne-a învățat Luca 18. Fă-mi dreptate, fă-mi dreptate, trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Doamne ajută! În seara asta, o altă văduvă ne învață lecția dărnicie. Când vii la adunare, dă Domnului ceva. Din banul tău, din sentimentele tale, din timpul tău. De ce ți-o da Domnul? Dă-i și tu Domnului ceva. Amin? Amin. Și a doua lecție, dependență totală. Văduva asta o da tot ce avea. Pentru ea nu și-o păstra nimic. Să fim întregi pentru Domnul. Să-L slujim din toată inima. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.